E mare lucru să spui mai de preț ca viața mea. Și mă gândesc că cuvintele astea ne și angajează. Mai de preț ca viața mea înseamnă capacitatea noastră de a iubi pe Domnul Isus Hristos la o asemenea intensitate încât oricând să renunțăm la viața noastră. Știți că în preajma crucii Domnul Iisus Hristos i-a întrebat pe unii dintre ucenicii săi Puteți voi? Și i-au zis Putem. Și dacă ar fi să ne dăm viața pentru tine, am face-o fără nicio ezitare. Noi nu suntem aici să învățăm că lucrul ăsta nu se poate. Noi suntem aici să învățăm că lucrul ăsta se poate. Dar trebuie să pornim cumva de la momentele în care nu se poate. Și să vedem cum putem trece la momentele în care chiar se poate să ne dăm viața. Așa că în seara asta aș vrea să parcurgem drumul acesta de la nu se poate să-ți dai viața pentru Isus Hristos până la se poate și o bucurie să-ți dai viața pentru Isus. Aș vrea să începem în seara asta gândindu-ne puțin la două exemple. În Luca, iertați-mă, în Ioan 20 cu 25, Ioan 20 cu 25, îl găsim pe Toma, care spune așa, Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu acolo, în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu vreau să cred. Așa este, acolo, zice, nu voi crede. Dar, practic, ceea ce face Toma în momentul acesta. Este un legământ, un angajament cu sine, un angajament condiționat. El spune, dacă lucrul ăsta nu-l voi putea face eu să pun degetul meu, să citesc eu cu degetul meu, că Iisus a înviat din morți, eu mă angajez să nu cred. Acum, eu nu vreau să intrăm în amănuntul acesta, aș vrea doar să vă întreb ce fel de angajament e angajamentul ăsta? Îl face pe Toma mai puțin credincios decât ceilalți ucenici? Ce ziceți? Uite, deschideți în Luca textul pe care uh, începusem să-l spun când m-am oprit. Luca 24, cu versetul 39. Și îl găsiți pe Domnul Isus Hristos vorbind cu toți ucenicii de data asta și le spune așa: Uitați-vă la mâinile și la picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți. E vreo diferență între Toma și ceilalți ucenici? Ce înseamnă să pui degetul? Ce înseamnă să pipăi? Că uneori e bine. Dacă vreți, uitați-vă la Ioan. Așa și începe el, frumoasa lui scrisoare. Întâia Ioan. Vă amintiți? Capitolul 1. Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri. Ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Vreau să vă întreb. Are forță Ioan aici? Ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit? Ioan spune, e real. Noi nu vă. Nu inventăm. Nu vă introducem într-o zonă de povește, de fabulă, de mitologie. Nu! Asta s-a întâmplat. Și vorbește în felul acesta oamenilor care zic vreau să pun degetul meu. Bun. Este o anumită categorie care așa reacționează, așa funcționează. Și pentru ei Ioan vorbește în felul ăsta. Noi am pipăit pentru voi, zice Ioan, da? Adică noi am fost acolo, am pipăit, am făcut experiment, experiențe sau experimente da? care țin de existență. Am probat noi lucrul ăsta. Vreau să vă întreb, e suficient? Pentru cei care au venit după aceea, generații la rând, a doua, a treia generație, e suficient faptul că Ioan a pipăit cu mâinile sale? E suficient? rog să observați că pentru un om care vrea să vadă, să pipăie, să aibă o experiență palpabilă, nu e suficient dacă altul a avut această experiență. De ce? Din ce cauză? De ce eu educat cu mintea omului de acum din secolul 20 n-am încredere că așa se întâmplă din cauza asta. Oamenii nu cred în Sfânta Scriptură. Ei n-au încredere în ceea ce spune Ioan. Noi am pipăit, noi am văzut, noi am auzit. A fost o realitate. Față de care noi suntem martori. Iar omul din secolul 21 vine și spune: "Nu, eu n-am încredere în voi. Din ce cauză? Dragii mei, suntem mult prea um, supuși greșelii. Pentru că mărturia noastră să conteze. îl prea supuși greșeli. Oamenii spun: De câte ori te-a înșelat văzu? De câte ori te-a înșelat auzul? De câte ori ai pipăit și n-ai priceput? De câte ori ai crezut că ești într-o realitate și tu, de fapt, erai în altă realitate? De unde știu eu că pot să am încredere în tine? Pentru că omul nu e vrednic de încredere. Nu vreau să spun că oamenii din secolul 21 și oamenii care pun problema așa au dreptate să gândească așa. Vreau doar să spun că noi așa gândim. Din cauza asta mai există un alt model. Și aș vrea să vă întreb ce părere aveți de modelul acesta. Deci primul model a fost să pun o degetul, să pipă eu, să văd eu și atunci cred. Al doilea model. Isaia 7. Este un text pe care eu îl amintesc destul de des, dacă dumneavoastră cumva v-ați obișnuit cu el. Vă rog să mă iertați, dar este un text extraordinar. Isaia 7, de la 11. Domnul a vorbit lui Ahaz. Ahaz este tatăl lui Ezechia. Este un rege al poporului iudeu și Domnul îi vorbește lui Ahaz. La, nu la multă vreme după ce Isaia fusese consacrat în slujba de profet. Pentru că vă rog să observați dumneavoastră capitolul 6 din Isaia, și m-aș bucura să aveți scriptura la dumneavoastră, pentru că oricât am urmărit online, scriptura e frumoasă când o avem în mână. În capitolul 6 cu 1, Isaia intră în slujba lui de profet în anul morții împăratului Ozia atunci când, atunci când intră la domnie tata lui Ahazia, împăratul Iotam. Nu trece mult timp de la viziunea din capitolul 6 în care, în care Isaia îl vede pe Dumnezeu pe tronul său înconjurat de heruvim, pământul tremurând, Heruvimii cu două ari acoperindu-și fața, cu două picioarele, cu două zburând, strigând sfânt, 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 este Domnul. Iar Isaia întrebându-se cine poate să stea aici? Cine poate? Cunoașteți, cunoașteți momentul acela de consacrare a lui Isaia? Un înger vine și ia un cărbune de pe altar și se atinge de buzele sale. Și în momentul acela, Isaia își schimbă identitatea sa. Dintr-un om păcătos, el devine un om cu buze curate. Un om curățit, cu foc de pe altar. Toate lucrurile astea sunt scrise în Sfânta Scriptură pentru ca să ne provoace la aceeași experiență. Să existe o chemare spre identificarea noastră cu profetul Isaia. Bun. Și Isaia este consacrat în slujbă, începe, încep viziunile sale, dacă vreți, imaginați-vă capitolul 1 din Isaia, Isaia începe să comunice, să comunice capitolul 1, capitolul 2. Și în momentul acesta de momentul ăsta profetic, de împărtășire profetică, pe timpul lui Ahaz, Dumnezeu se adresează lui Ahaz și îi spune Ahaz, cere un semn de la Domnul. Fie pe pământ în locurile de jos, fie în cerul dacă vrei, în locurile de sus. Cu alte cuvinte, lui Ahaz îi se pune la dispoziție experiența pe care o va avea fiul său Ezechia peste câțiva ani de zile. Vă duceți aminte. Când Ezechia zice... Ce spune Ezechia? Să dă Doamne înapoi soarele pe cadranul lui Ahab. Și în, în, în condițiile astea lumea devine complet interesată de aceste mișcări care se întâmplă la nivel cosmic. Un semn în locurile de sus. Ahaz este pus față în față cu această posibilitate și el spune nu. nu. Aici aș vrea puțin să ne gândim. Toma zice, vreau să pun degetul, iar Domnul se duce la Ahaz și îi spune, cere un semn. Pe pământ sau în cer, nu contează. Cere un semn, Dumnezeu vrea să-ți dea ție un semn, Dumnezeu vrea să vorbească cu tine. Este vremea deosebită ca Dumnezeu să vorbească. Ahaz spune, nu, nu vreau să îl deranjez pe Domnul. Umilința. Umilința agnostică a secolului 21 își are rădăcine acolo. Nu vreau să îl deranjez pe Domnul. Și ceea ce urmează este, este gelozia lui Dumnezeu. Este mânia lui Dumnezeu față de necolaborarea omului. Zice mai departe, textul zice așa, Ascultați versetul 13, ascultați totuși casa lui David. Nu va ajunge să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosiți și pe -a Dumnezeului meu? De aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Fecioara va rămâne însărcinată. Ce părere aveți de semnul ăsta? Sigur că da face trimitere directă, nu mai merg prin alte comentarii, face trimitere directă la momentul în care Dumnezeu se va întrupa și va oferi ființei umane cel mai mare semn posibil în istoria universală, în istoria Universului, și anume Dumnezeu întrupat. Emanuel, Dumnezeu cu noi. Cum vi se pare dacă ar trebui să comparăm semnul pe care îl cere Toma și semnul pe care îl dă Dumnezeu? Toma zice să pun eu degetul, din coace zice vă voi da un semn pe măsura mea. astfel încât Dumnezeu să rămână cu voi pentru totdeauna. Cum vi se pare cele două semne? Cele două ipostaze? Cum vi se par? Vedeți, cam asta este diferența atunci când noi vrem să facem experiențe cu Dumnezeu pe mărimea noastră. după gândirea noastră, după limitele noastre, să pun eu degetul. Pun, poți să pui degetul, nu e nicio problemă. Dar atât de puțin? Doar atât vrei? Pe păi, Doamne, mai mult de atât, ce mai vrei? Ce... Ce favoare mai mare decât să pui degetul tău în locul cuielor? Și oamenii au rămas cu gândul ăsta când se duc și sărută moaștele Sfintei Paraschiva, spre exemplu, la Iași. Când se duc și sărută icoana Fecioarei Maria. Și se duc și zic, a, pun eu degetul și a plâns și s-a vindecat și așa mai departe, tot felul de lucruri. Așa de limitați suntem. Și dincolo... Dumnezeu zice, vreți să vă dau eu un semn? Hai să vă arăt eu cum gândesc eu, hai să vă arăt unde vă duc eu, hai să vă arăt cum mă descoper eu. Și spune limpede, cel mai mare semn, voi veni eu la voi și voi rămâne cu voi. Eu. Nu moaștele, nu cuiele, nu idolii, nu, icoanele. Nu, 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 nu. Nu ele vor rămâne cu voi. Voi rămâne Eu cu voi. Fraților, Domnul Isus Hristos oferă semne oamenilor. Spre exemplu, mulțirea pâinilor. Nu? Le mulțește pâinea. Și din o pâine, că ori, e cinci, ori sunt cinci pâini, ori e una tot una e. Ori sunt șapte, ori sunt una. Deci dintr-o pâine. Crânește mi. Au pus degetul? pus. Ce au înțeles? A doua zi au venit din nou și Mântuitorul le spune: Asta ați înțeles? Că v-ați săturat? Adică ați venit la restaurant iară? Atât. și Mântuitorul nu le mai dă mâncare. Pentru că atunci când pui degetul, când pipăi și așa mai departe, e prin vedere. Și vederea nu are rațiune. Oamenii vor cere minuni din nou și din nou. Ce semne faci tu ca să credem în tine? spuneau farisei, după ce văzuseră minunile Domnului Isus Hristos, toate. Într-o altă ipostază, Domnul Isus Hristos se întâlnește cu un om la templu și spune, vrei să crezi în Hristos? Și el spune, pe păi, cine este Hristosul ca să cred în El? Iisus Hristos îi spune: Eu sunt acela. Și omul respectiv a zis: Cred. Cine a fost omul ăsta? Orbul vindecat. Cum de a putut orbul vindecat să creadă fără să pună degetul? Pentru că se întâmplase ceva în el pe dinăuntru. Modul în care Dumnezeu vrea să lucreze cu noi este această abordare, abordare extraordinară în care Dumnezeu nu lasă semnele să fie pe din afară. Pâini, pietre scrise cu cele zece porunci, toate sunt pe din afară. Și Domnul Isus Hristos zice, lasă să fie pe dinăuntru. Că degeaba vă tăiați voi prin prejur pe din afară și nu tăiați pe dinăuntru inima. De ceaba. Asta e diferența între ceea ce cere Toma când zice vreau să pun și eu degetul și nu e nicio deosebire între el și ceilalți ucenici. Numai că Domnul Isus Hristos spune Petre, iertați-mă, Toma, Toma, îi spune, fii atent, asta nu e credință. Că Tom a zis, dacă voi pune degetul, voi crede. Și Domnul Isus Cristos spune, nu, asta nu e credință. Dar ce e, Doamne? Poftiți? Domnul Isus Cristos îi spune, e necredință. Dacă vrei să vezi și să crezi cu adevărat, și dacă vrei să exerciți credința, lasă pe Dumnezeu să-ți dai El semnele Lui. Lasă să te ia Dumnezeu de unde ești și să te ducă în problematica Lui ca să-l înțelegi pe El, nu să te înțelegi pe tine. Săptămâna aceasta, în studiul biblic, Există următoarea următoare afirmație. Avram s-a rugat cu seriozitate lui Dumnezeu. Să-l vadă pe Dumnezeu, să-l cunoască. Și Dumnezeu l-a luat și l-a dus pe Moria. Avram ar fi vrut să-l vadă pe Dumnezeu așa ca la televizor. Poză. Spectacol. Iar Dumnezeu îl ia și îl duce pe muntele Moria. Și iertați-mă, n-a văzut nimic din chipul lui Dumnezeu, din strălucire, din glorie, din serafim, din scaunul de domnie, din ceea ce vede Ezechiel mai târziu, n-a văzut nimic. Și totuși Domnul Isus Hristos spune, Avram a văzut ziua mea. Ce a văzut, Doamne? Ce a văzut? Noi cerem să punem degetul. Dumnezeu ne cere să urcăm pe muntele Moria și să ne purtăm crucea. Domnul Iisus Hristos nu pe vremea întrupării sale zice pentru prima dată luați-vă crucea în fiecare zi și veniți după mine. Nu! Domnul Isus Hristos a zis treaba asta pe muntele Moria, în vremea lui Abraham. De vremea lui Abraham i-a spus, purtați-vă crucea. Pentru că îl ia pe Abraham și îl introduce exact în experiența purtării crucii, în momentul în care spune, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu și adu-l jertfă. Frații mei, lucrurile astea sunt lecții regale Lecțiile Regelui Universului și lecții în care Dumnezeu a chemat oameni extraordinari a acestei lumi. Intenția lui Dumnezeu a fost ca să ofere lui Ahaz o astfel de experiență și Ahaz nu este dispus, nu știu, nu e în stare, nu e făcut pentru această experiență. nenorocită neputință, nenorocită smerenie, spune el, nu vreau să-l deranjez, să-l ispitesc pe Domnul. Toate lucrurile astea, până la urmă, sunt un apel extraordinar de puternic ca noi să devenim colaboratori cu Dumnezeu pentru a vedea ziua Lui colaboratori. Noi trebuie să ne punem la dispoziția Lui pentru a venea ziua Lui. Noi nu vom putea vedea ziua Domnului Isus Hristos la televizor. Nu putem vedea pe sticlă, nu putem vedea ca un spectacol, nu. Noi ori vom fi participanți la această zi, ori dacă nu, nu vom putea vedea. cu această, cu această gândire Aș vrea să trecem repede de tot, pentru că suntem, eu știu, la împărația aceea lui Iuda, încă. Și aș vrea să urmăriți puțin modul în care Dumnezeu îi cheamă pe oameni la experiențe cu El. 2 Cronici, capitolul 14. Am vorbit despre lucrurile acestea. Sunt niște amănunte însă asupra cărora n-am rămas destul. Este vorba de momentul acela când etiopienii vin cu o știre de un milion de oameni. Este extraordinar. Nu știu, este ca și cum mai spune câte frunze și iarbă aici. Dar e mai mult decât frunze și iarbă, pentru că zice clar că e vorba de un milion de oameni. Și versetul 11, asta a chemat pe Domnul și a zis, Doamne, numai tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru, căci pe tine ne sprijinim. Foarte interesant, rețineți expresia asta, ne sprijinim pe tine, pe tine ne sprijinim. În numele tău am venit împotriva acestei mulțimi. Doamne, tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă biruitor omul. Textul spune mai departe împotriva ta. Eu m-aș opri însă la această afirmație, să nu iasă biruitor omul. Suntem într-o situație extrem de complicată astăzi. Toată filozofia și tot ceea ce învățăm noi pe Pământul ăsta este că omul trebuie să iasă întotdeauna. Biruitor. Se numește umanism. În orice moment când avem o problemă, noi trebuie să ieșim biruitor. Tu vei putea să faci lucrul ăsta prin, prin uh, educație. Vei putea să faci treaba asta prin faptul că uh, reziști, prin luptă, prin orice, dar omul trebuie să iasă biruitor. Iar asta zice să nu iasă biruitor. Omul este o contrafilozofie aici. Este ceva împotriva tot ceea ce gândim noi azi. Pe tema aceasta se desfășoară războiul care urmează, și un milion de oameni sunt biruiți datorită acestei, acestui fel de a gândi. Să nu iasă biruitor omul, ci să iasă biruitor Dumnezeu. Punct. Doi. La scurtă vreme, lucrurile astea l-am discutat, Baeșa, împăratul lui Israel, vreau să vă întreb, e mai puternic Baeșa decât etiopienii, decât Zerah? Sau nu? Dar nu se compară. Deci dacă Baeșa cu armele lui ar fi trebuit să facă față lui Zerah, etiopianul, cu un milion de oameni, vreau să vă spun că Baeșa ar fi tremurat rău de tot. Dar acum a trecut rezolvase problema cu milionul și acum vine Baieșa. Asta a scos argint și aur din visteriile casei, casei Domnului. A trimis sor la Ben Haddad, împăratul Siriei, care locuia la Damasc, a pus să-i spună să fie un legământ între mine și tine. Cum a fost și între tatăl meu și tatăl tău? Îți trimit argint și aur. Rupe legământul cu Baieșa și fă un legământ cu mine. Unde mai este gândul ăla să nu iasă biruitorul omul? Unde mai este? Ce s-a întâmplat? E vorba de credință. Spuneam la început, e vorba de limitele noastre și nelimitarea lui Dumnezeu. Ce mi se pare extraordinar este că Asa, în prima lui postează, în momentul numărul 1, când se luptă cu etiopienii, are o credință nelimitată. Și Dumnezeu îi dă o biruință nelimitată datorită, sau pe măsura credinței sale. Și Dumnezeu îl face să aibă o biruință pe măsura lui Dumnezeu, nu pe măsura lui. Apoi, punctul numărul 2. Vine Baeșa, stai mai mic. Și când e vorba de mai mic, Asa recurge la politică. E exact modelul acela care s-a întâmplat la intrarea în Canaan. La intrarea în Canaan, Ierihonul, care era o cetate imensă, a căzut prin... Vă amintiți? Prin mâna lui Dumnezeu, prin faptul că au s-au rugat timp de șapte zile și pe urmă când au ajuns la cetatea aia mică de 3000 de oameni ai, au zis Dumnezeu ne ajută în lucrurile mari. Dar în astea mici ne descurcăm Aici trebuie, nu se poate, înțelegeți, nu se poate să-L tulburăm pe Dumnezeu pentru toate lucrurile mici. Este gândirea lui azi. Este gândirea lui Ahaz. Când n-ai încotro, strigi la Dumnezeu că te-a lovit cancerul, că a dat taifunul în tine, că n-ai încotro, strigi la Dumnezeu că te scufunzi. Dar lucrurile mici de fiecare zi, aiu, baeșa, asta cum îl rezolvi? Nu trebuie să mai faci și tu ceva? Nu trebuie să le rezolvi și tu? Adică Simplu, Asa a intrat în politică pentru ca să nu-l ispitească pe Domnul. Și a zis, ok, Doamne, m-ai ajutat cu, cu Zerah, cu Etiopianul. Mulțumesc, acum uh, odihnește-te, că ăstea ne descurcăm noi aici. Și începe alianța, legământul. Și, frații mei, unde Dumnezeu l-a ajutat pe omul ăsta, pe Asa, să fie liber, independent și să aibă, dacă vreți, respectul tuturor celor din jur. În momentul ăsta, Asa își vinde de bună voie libertatea și spune uite care e treaba, îți dau argint și aur să fiu servitorul tău, da, vină și îmi rezolvă. Și dintr-o dată el devine vasal, devine servitor și își pierde tot, toată demnitatea pe care era tot Dumnezeu în momentul când l a zbăvit de Zerah etiopianul. Îți stă mintea în loc acum când verifici înțelepciunea umană. Deci înțelepciunea umană este, Dumnezeu te ajută, îți dă libertate, te pune primul între popoare și tu, după 5 minute, iau, iei toate lucrurile astea și le vinzi și ajungi să fii vasal, să fii, stăp, să fii supus, să fie sirienii peste tine, pentru că asta este metoda și soluția politică la modă. La modă. Adică, de ce gândim așa? Cei cu noi? Că de asta spune mai departe, vine prorocul și spune, da Dai nebunie. Ai procedat ca un nebun. Tu, tu nu-ți dai seama că Dumnezeu care te-a ajutat în lucrurile mari, te poate ajuta și în lucrurile mici? O să vă întreb de ce gândim așa. Repet, când merge cancerul peste noi, când avem probleme irezolvabile, mergem la Dumnezeu. Dar în rest, când mergem la serviciu în fiecare zi, mergem la serviciu noi. Rezolvăm lucrurile noi. Ne facem cunoștințe pe care ne putem sprijini la vreme de nevoie. Un doctor, un politician, mai mulți în stânga și în dreapta se numesc legăminte, relații. Da? Marea problemă care apare aici. Mereu și mereu în capitolul 16 este, te-ai sprijinit pe Împăratul Siriei. Asta e problema. Când tu trebuia să te sprijinești pe. Dumnezeu. Întrebarea este. Pe ce te sprijini în fiecare zi? Nu numai la momentele mari. Pe ce te sprijini zilnic? Pe ce te sprijin când te trezești? Pe ce te sprijin când mergi la culcare? Pe ce te sprijin când cumperi o mașină? Pe ce te sprijin când te căsătorești? Pe ce te sprijin când ai o problemă și când îți vine să, eu știu, să, să nu mai, să simți că nu mai poți? Pe ce te sprijini? Că zice textul aici și zice frumos? Zice, nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău Asta e problema ta. Versetul 9 din capitolul 16. Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine el pe aceea a căror inimă este întreaga lui. Deci Domnul sprijină pe cei ce se sprijină pe ei. El. Lecția regală din timpul lui Asa ține de sprijinire. Pe cine ai sprijin în fiecare? Viața lui Asa se termină în mod surprinzător și dureros. Când Profetul îi zice, ai lucrat ca un om fără minte, afirmația asta este dură având în vedere ceea ce urmează. Versetul 10. Asa s-a mâniat pe Văzător și l-a pus la închisoare pentru că era înfuriat împotriva lui. Cum vi se pare? Omul care insese să nu iasă biruitor omul împotriva lui Dumnezeu, în momentul ăsta îl pune la închisoare pe Văzător. Cum vi se pare? În al 39-lea an al domniei sale, spune versetul 12, asta s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul bolii lui n-a căutat pe Domnul, ci pe doctorii. Fraților, sunt comentatori care spun că doctorii recurgeau la procedee de magie și așa mai departe, și textul nu spune treaba asta. Este un reproș pe care îl face Dumnezeu având în vedere gelozia lui, că eu sunt un Dumnezeu gelos. Și având în vedere gelozia, îi spune: De ce nu m-ai întrebat pe mine mai întâi? De ce te-ai dus la doctor mai întâi? Și acum am venit undeva aproape de noi. Când mergem la doctor. Mergem la doctor ca o a doua opinie sau ca prima opinie? Cine a fost prima opinie? Te-ai dus la domnul prima dată? Doamne, de ce? Textul nu spune, nu trebuia să te duci la doctor. Textul spune, n-ai întrebat pe domnul. De ce ai făcut treaba asta? Din ce cauză? Cine îți este aliatul? Cu cine faci legământ? Foarte ciudat. Dacă Dumnezeu îți e aliat și Dumnezeu este cel ce. Poate totul. Și ești conștient de lucrul ăsta. Mai simți nevoia de vreun alt ajutor? Dumnezeu e Dumnezeul cerurilor, înaintea cărora cad duhurile în leșin, spune Sfânta Scriptură. Putere. Dacă ești aliat cu Dumnezeu, de cine mai ai nevoie? Ajutați-mă. Sunteți sigur? Cam asta e problema. Dacă ai un ajutor așa de mare, mai ai nevoie de ajutoare mai mici? Răspunsul este nu. Eventual, ei vor veni să facă legământ cu tine pentru ca să aibă și ei acces la ajutorul cel mare. Deci este limpede. Cine are acces și legământ cu Dumnezeu nu are nevoie de legăminte mai mici. Dar invers. Dacă Dumnezeul meu sau Dumnezeii cuiva sunt idoli, sunt idoli și sunt nimic, nu cumva am nevoie de aliați? Că și așa nu mă ajută, mă înțelegi? E un Dumnezeu mort și așa nu mă ajută. Și dacă nu mă ajută zeii, atunci cine mă ajută? Și am nevoie de alianțe. Și fac alianțe cât se poate de multe, pentru că nu mă ajută. Nu cumva alianțele noastre ne arată că noi nu suntem pe deplin conștienți că avem un Dumnezeu care e de partea noastră. Nu cumva preluăm din mediul înconjurător ideea că alianțele sunt bune, dar uităm că la modă alianțele funcționează datorită faptului că nu există un Dumnezeu care să dea ajutor acolo și că acolo unde sunt alianțe multe, sunt și idoli mulți, pentru că sunt morți și nu ajută. Și cu cât nu ajută, cu atât trebuie să fie mai mulți. Frații mei, aș vrea să vă invit să încheiem. Să încheiem cu un gând frumos din Coloseni, capitolul 3, care îl căutam, gândul acesta, în momentul în care încercam să. Placez această meditație în viața mea. Coloseni, capitolul 3. Deci, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Observați legământul, observați alianța, cum se aplică în Noul Testament. Acolo erau niște alianțe politice, învățăm de la regi. Aici vine Apostolul Pavel și spune, stați puțin, faceți același lucru, dar numai în alte domenii, în domeniul ăsta cer și pământ. Și dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu, o postură, o realitate extraordinară. Cum nimeni nu are pe pământul ăsta. O avem cine? Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Nu doar în momentul crizei mari. Gândiți-vă la lucrurile de sus când? Continu. Și în lucrurile mici, și în cele mari. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Căci și voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Pentru că unde sunteți voi? Unde sunteți? Sunteți în cer. Împreună cu El. Legământul e atât de puternic încât voi sunteți acolo. Și luni, și marți, și miercuri, și când mâncăm, și când ne culcăm, și când facem. Totul e așa. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Acum urmează, urmează legămintele astea pe care le facem noi și care trebuie să fie tăiate serios. Curvia, necurăția, patima, poftarea, locomia, care este o închinare la idoli, din pricina tuturor acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii ascultării. Din num numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Observați, Apostolul Pavel nu presupune că păcatele astea ar mai fi în biserică. El spune, odinioară ați trăit în ele. Acum, acum, sunteți? Împreună cu Hristos. Împreună cu Hristos. Frații mei, mai mult decât privilegiul unui împărat din Vechiul Testament, avem privilegiul de a trăi cu Iisus Hristos azi, în lucrurile noastre de fiecare zi. Haideți să-i mulțumim Domnului Iisus pentru că ne face o onoare regală de a se pune la dispoziția noastră în fiecare zi. Amin. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus Hristos, am venit în seara aceasta să ne readucem aminte de legământul nostru extraordinar pe care îl avem în numele Domnului Isus Hristos cu tine, Tată. Ajută-ne să înțelegem încă o dată că suntem avantajați, suntem binecuvântați, ocrotiți mai mult decât oricine. Că în numele Domnului Isus Hristos avem un legământ și o alianță care ne face, Doamne, să nu mai avem nevoie de nimic pe pământul acesta și nici vreodată în această viață. Venim înaintea ta să-ți spunem, Părinte, că am vrea ca Domnul Isus Hristos să fie suficient pentru noi. Am vrea să spunem că a venit vremea să învățăm să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de jos. A venit vremea să gândim, Doamne, și să înțelegem cât de multe lucruri ai făcut pentru noi, oameni care suntem atât de mici în gândire. În experiență, în trăire, în credință și totuși, Doamne, ai făcut lucruri care depășesc gândirea, imaginația și realitatea noastră umană și ne-ai făcut părtași a realității tale. Fă, Doamne, să trăim împreună cu tine să fim colaboratori ai tăi să fim aceia care să te căutăm în fiecare clipă și în fiecare moment al vieții noastre și harul domnului Isus să ne facă viața frumoasă binecuvântată plină de lumină astfel încât doamne și alții să dorească să facă legământ cu tine să încheie această relație extraordinară cu cerul, pentru ca și ei să poată trăi cerește împreună cu noi și aici, dar și în împărăția ta. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin.